Bună ziua, dragi elevi! Astăzi vom discuta despre navigarea pe internet. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți această prezentare. Vom începe cu discuții despre siguranța pe internet și anume despre cyberbullying-ul, una dintre cele mai răspândite probleme în mediul online, mai ales pe rețelele de socializare, este hărțuirea online. Pentru a evita acest lucru, trebuie să verifici toate setările de confidențialitate. Aceste setări îți permit să nu distribui cu alții informații, să nu le faci publice, să-ți faci contul cât mai închis, astfel încât alte persoane necunoscute să nu poată intra în contact cu tine și nici să nu-ți vadă profilul. Securitatea informațiilor private. Înainte de a posta o fotografie, verifică ca un investigator sau ca un expert cu mare atenție, fii atent inclusiv la ce apare pe fundal și întreabă-te ce detalii personale poți aduna despre tine sau prietenii tăi din fotografie, pentru că exact aceleași detalii le vor aduna și ceilalți care vor avea acces la ea. Înainte de a posta, întreabă-te dacă îți dorești să împărtășești acea informație cu un străin. Această regulă importantă te va ajuta să filtrezi detaliile personale. Nu ar trebui să faci public numele tău de familie, informații de contact, școala la care înveți, vârsta sau data și anul de naștere. Unele site-uri solicită să completezi un profil detaliat. Acest lucru poți crede că este inofensiv, dar toate datele personale pot ajunge pe mâini greșite sau chiar pot fi vândute unor persoane care, poate, la un moment dat, vor dori să-ți facă rău. Dacă ai îndoieli înainte de a posta ceva pe pagina ta de pe o rețea socială, mereu să te întrebi dacă ai publica aceeași informație pe un forum public. Pentru că orice publici poate fi preluat de altcineva și postat altundeva. Iar internetul este o platformă publică și unele informații despre tine s-ar putea să nu le mai poți șterge vreodată. Când te simți în pericol pe internet, nu uita să ceri ajutorul unui adult în care ai încredere. Odată ce răufăcătorii îți cunosc numele de utilizator, ceea ce de obicei este ușor de aflat, ei vor încerca să-ți spargă contul, încercând parolele cel mai des folosite. Creează parole puternice, cu cel puțin 8 caractere, cifre și simboluri, care să nu conțină informații personale, cum ar fi numele, data nașterii, adresa. De exemplu, parola 12345 nu este corectă pentru că este o parolă tipică folosită și va fi prima pe care o vor încerca. Schimbă parolele cu regularitate și asigură-te că sunt diferite pentru fiecare cont în parte, astfel nu riști să-ți fie compromise toate conturile. Unele site-uri nu folosesc programe de criptare a datelor, ceea ce le face vulnerabile în fața hackerilor. Autorii fraudelor pot crea pagini web care arată identic cu un site al unei bănci, magazin online sau rețea de socializare, astfel încât vei introduce datele de logare. Asigură-te că adresa web începe cu HTTPS, S vine de la sigur și are pictograma unui lacăt închis. Asta indică faptul că site-ul este sigur. De asemenea, fii atent la link-urile primite chiar și de la prieteni. Răufăcătorii pot sparge contul de e-mail sau profilul pe o rețea socială al prietenului tău pentru a te redirecționa pe site-uri care vor descărca pe dispozitivul tău un program care poate copia informații personale. Sper că toate sfaturile pe care ți le-am dat îți vor fi utile și vei ține seama de ele și te vor ajuta să navighezi în siguranță pe internet. Până data viitoare, îți doresc succes!